Dă în clopot. Lăsa să dea apa în clopot, da? După care... Uite, 4K luați, power! Luați sare. Puneți sare, da? Apropo, canalul Raul descrie ca de fiecare dată când... Puneți sare în apă, clocotită, da? Așa. Hai să facem așa, ca la carte, da? După care, luați mălaie. Uitați, mălaie borsec sau mălaie beleșcoaie, uite. Da? După cum vedeți, ăsta e un mălaie, stați așa, boromir sau nu știu cum. Deci, uite, se potrivește cu un nou wake, uite, exact ce vreau eu să gătesc, vedeți? Da. De acolo ai luat această rețetă, nu? Nu, rețeta asta o știu de mult. E veche și o știu de mult. Da. După cum vedeți, puneți exact așa, faceți exact așa, da? Și ia uitați-vă, să vă învețe nenea Cătălin cum se face mămăliga, da? Ia uitați. Lăsați ăsta să clocotească, ați băgat sare, după care luați un tăier și faceți exact așa. Uitați. Ia uitați, puneți, lăsați să clocotească. Deci așa se face mămăliga, da? Acum lăsăm să dea în clocot, da? Până clocotește, noi luăm un capac și punem un capac aici. Punem capac aici, pentru ca să... Că da, se pui capac, da, înțeles. Așa, după care luăm o tigaie. O tigaie curată, da? Ia uite. Așa, prindem și acest ou, ochi, punem tigaia, punem un pic de ulei, un pic de tot, pentru că această hai să punem, că totul... un pic de tot. Un pic de tot. Dar pune-o pe toată, mă, Cătăine, dacă tot ai început acum. Da, ce strigă. Deci, o leacă de ulei, dar totuși avem destul, pur și simplu, avem la de-astea să ne săturăm. Și după care luați două ouă, sau câte luăm? Bă, eu zic să iei 5, că mi-e foame. Uite, sunt aici o grămadă de băieți care vor fiecare... Luăm trei ouă, da? După cum vedeți... Și cu aia trei... două de jos sunt 5, am înțeles, așa, hai că e bine. Lăsați uleiul să se încingă. Lăsați uleiul să se încingă, da? Până una în alta, vedeți că aici mai trebuie din când în când să mai amestecăm, da? Luăm așa și amestecăm. Vreau să spun că odată cu uleiul se încinge și atmosfera, dacă ați observat. Ia uitați. Și amestecăm. Așa, și punem așa, da? Acum, ia uitați-vă. Punem, luăm mămăliga că e făcută. Cum, mă, gata mămăliga? Mămăliga e făcută. Așa rapid. Bă, dar parcă se mai mult așa la a piure. Cum așa repede? Bă, Cătălin, e crudă. Bă. Nu e crudă, boule, că dacă era crudă... Să... Uite-te și... N-am văzut în viața mea să faci mămăligă așa repede. Băi, boule, dacă faci cu apă, cu apă clocotită, o faci foarte repede. Hai, dracu, că mi s-a ardeși și ăsta, oala. Ăsta, tigaia, am pula mea, să-ți stau după tine. Să faci repede la... Stai așa, o Cătălin. Următorul om să-mi dai de cap. Sparge-ți un ou în frunte. Și să-l dai așa după să-l trag clocotit. Ălei, crudă e mămăliga aia, Doamne. Lăsați așa să fiarbă, să clocotească, să dea cloci. Da? Să se prăjească, mă, ca să nu mai clocotesc. Să se prăjească, dacă nu se prăjește, ce facem? Păi dacă nu se prăjește, se clocotesc. Cătălie, dar bucătarii nu stau pe scaun. Bă, dar ouă ăla nu prea le-a spart bine, uite. S-a cam dus gălbenușul. E bun așa.
Sau așa, așa e designul. Păi așa, așa se fac. Uite așa, exact așa se fac. Care mă, uite cât gălbenuș are ouă ăla din dreapta. Din stânga ta. Păi asta s-a spart gălbenușul, dar nu se întâmplă nimic pentru că gălbenușul ăsta la un moment dat se întoarce, dar lasă-l leacă să facă ea. E mai bun așa cu gălbenușul spart. Și cine e să o fac? Oare? Dar sare nu pui și tu ceva pe el? Acum mai ce sare mai trebuiască? Să mai trebuiască. Oh, Cătăline, că mergi cu cazul Poți să faci cum făceai cu clătitele, cu ouăle astea, mă, Cătăline? Să dai așa, de pe partea asta. Nu știu, hai să vedem, Hai să vedem dacă vrea lumea, dacă nu... Dar vezi că nu prea se vede, e dacă puțin prea sus. Nu, hai că ți arăt eu, Ha, mă, hai doar că o da, ți dar nu le dai pe, nu le arunci prea tare. Bă, să vedeți că eu știu să hătesc, că v-am spus că sunt bucătar, dar voi nu o scrieți. Ia, hai să vedem. Acum e proba contradictorii. Aoleu, Doamne. Mai bine nu. Da, mă, știe să că... Uite, hai, mă. Ui, chiar Hai, mă, știe. că l-am subestimat. Și nu s-a întors un pic de tot Dar ăsta dă că nu camera mai știu. jos, că nu se vede. Ia, ieși mă la gherțui. Le-are. Mă, că am sărit acolo ceva unde... Da, nu s-a văzut, Dar nu știu. las. Ia, hai să vedem. Cătăreta, A pierdut un nou. Chiar? Nu știu. Ba da, bă, s-a făcut chiar bună, mă, s-a făcut vânt. Cătălie, dar scam crud de pe o parte. Nu e mă deloc, nu vezi că la mine să fac repede, să gătesc repede. Mamă, dar ce ar fi să Bă, da. Bă, Cătălie, dar cred că te-ai prăjit destul, gata, nu. Uite-mă, bă! Da, bă, le-ai, mă, că te gata, hai că cred că s-au terminat ouăle alea. Sau nu le mai mănânci, gata. Bă, ați văzut? Ați văzut, n-ați Am văzut, mă. Hai, mă, că sunt... Sunt așezate ca lumea? Da. Uite, fii atent. Aoleu, nu mă ouă, nu mai Băi, învață, Petruț, învață cu Cătălin talent Învăț, învăț. Uite, fii A făcut deci, omlet. Lași tigaia să se miște. Lași tigaia, adică tot ce e aici, ce produs e băgat, lași să se miște. Exact așa cum se miște cu ouă, vezi? Faci așa, fii atent. Faci așa, după care, fii atent. Dai în față și dai doar către tine un pic și ouă. Dai în tot, vezi? Hai, Lași totul în față și dai aer. Și împreună tot... Deci las ouăle în față, da? După aia dau Lași peste aici cap. Ouăle, vezi? Și faci doar atât, iau. E totul din încheietura. Uite, da. Pe lângă chestia asta, merge să pui un pic și de brânză. Vezi? Și pui un pic de brânză aici. Uite. Dar le mai ții mult pe foc alea, Cătăline, că... Care, bă, că sunt făcute, uite, acum a fost să faci așa, uite. De cât le mai ții? Că sunt făcute, prea făcute. Cătăline, bă, nu mă... Acum le faci omletă. A zburat toată în prânza. Gata, mă, uite, acum s-a... Așa, acum s-a făcut, nu? Acum s-a făcut, da, fii atent. Acum le pune așa. Fă un design. Așa, pune-le în mămăligă. Fă-le un pat din mămăligă aia. Păi da, eu acum îți aranjez să vezi cât de mișto o să facă Cătălin Talent. Pentru că eu ți-am spus că sunt bucătar, dar tu Batman. Stai așa, fă cu mâna, Cătăline. Uite, hai să-ți arăt. Că eu sunt mâna mămăligă aia. Asta l-am mâna ouă decât l-am mâna mămăligă.
Și l-am așezat aici, la mijloc. Bă, dar fă-mă un design de ăsta ornamental. Ia să vedem și noi ouăle alea. Vai de morții lor. Tolacă. Bă, da. Miami, delicios. Cum să arate așa niște ouă? Miam. Bă, hai mă că să fac eu niște ouă adevărate. Du-te că chiar mă enervez. Bă, să-mi dai jos pantalonii. Mai bine spargeți un ou de cap decât să faci. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. Hai să-ți arăt ceva. No, bă.